Alprivia este un software de prevenție personalizată. Este o aplicație care conține ghidurile de prevenție pentru boli cardiovasculare, cancere, diabet și depresie, în care medicul poate să introducă variabilele. Acestea sunt lucrurile pe care el le culege în cadrul anamnezei pacientului. Înălțime, greutate, glicemie, colesterol sunt două analize de bază care sunt esențiale în evaluarea riscului cardiovascular, plus antecedentele ereditare, plus toți factorii de risc și apoi, apăsând pe un buton, algoritmul îi dă toate recomandările și evaluările conform ghidurilor de prevenție. După care, pacientul își face aceste recomandări. Evident, medicul este cel care decide în final asupra acestor recomandări, poate să suprascrie, să adauge sau să renunțe la anumite recomandări. După aceea, pacientul cu analizele și testele făcute, ele sunt reintroduse în aplicație și clasele de risc sunt recalculate. Principiul de alegere este legat de mortalitate și morbiditate. Mortalitatea înseamnă cât din decese sunt date de aceste afecțiuni, iar în România 82% din mortalitate este datorată bolilor cardiovasculare și cancerelor. În plus, diabetul și depresia, pe lângă faptul că bolile emergente acum în populație, sunt și factori de risc pentru bolile amintite mai devreme. Făcând lucrurile reale, da? În general, avem tendința să blamăm pacientul. Pacientul e de vină, nu e informat, nu știe, nu face, nu drege. Ei bine, toți suntem în paradigma asta, da? Toți suntem în aceeași situație și atunci ar trebui făcute lucruri pozitive, lucruri care să ducă, să zicem, subiectul prevenției înainte. Noi de asta am făcut Alprivia, ca să ajuți pe de-o parte medicul, care este într-o presiune extraordinară să livreze niște lucruri la o calitate bună, într-o durată de timp foarte mică, și pacientul, care dorește să afle, ar dori să facă ceva, dar nu reușește să obțină informația relevantă, corectă și completă și să fie de ajutor. Și atunci, evident că până la urmă medicul evită sau nu reușește să o facă, iar pacientul își caută și el alte soluții. Întreabă o vecină, citește pe internet, vede la televizor, mai ia un supliment alimentar sau o dietă specială sau un sfat de la prieteni.